În cei postază la visat Constantin Enceanu pe artistul Petrică Mâțu Stoian, m-a trecut un fior rece. Artistul Constantin Enceanu a fost foarte afectat de moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Cântărețul de muzică populară l-a iubit ca pe un frate, iar recent a marturisit că l-a visat pe bunul său prieten și coleg de scenă. Moartea lui Petrică Mâțu Stoian l-a afectat foarte tare pe Constantin Enceanu. Cântărețul de muzică populară își reproșează că nu a reușit să facă mai multe lucruri pentru el cât încă era în viață. Constantin Enceanu a mărturisit că și-a visat prietenul în timp ce era la înmormântarea lui. Pe Petre l-am visat azi noapte. Eram la capul lui înainte de a-i pune preotul pânza. Am vrut să-l văd pentru ultima oară, am pus mâna pe el și m-a trecut un fior rece. Azi noapte mi-a venit imaginea aceasta în minte. Eram cu cineva, voiam să-l luăm de acolo și să-l ducem undeva. Nu știu cu cine eram, dar aveam încredere. I-am zis, hai, ajută-mă să-l iau de aici și să fugim, a povestit acesta. Interpretul de muzică populară crede că dacă reușea să-l ia de acolo, Petrică Melțu Stoian ar fi fost bine. Poate dacă reușeam să-l furăm de acolo, poate era bine. Dacă știe cineva să interpreteze, a mai spus el. La o săptămână de la înmormântarea prietenului său, Constantin Enceanu a avut un concert în care s-a simțit extrem de rău și a fost foarte greu să cânte. Acesta și-a rugat fanii să țină un moment de reculegere pentru Petrică Mâțu Stoian.